Tragedie pe drumurile mureșene în debutul acestei săptămâni. Autoritățile spun că un bărbat de 69 de ani și-a pierdut viața într-un accident produs luni pe drumul județean 151B, Cerghizel-Ungheni. Șoferul în vârstă de 58 de ani, care pare vinovat de producerea evenimentului, a declarat că a pierdut controlul volanului în momentul în care s-a aplecat să-și aprindă o țigară și s-a dezechilibrat. Pompierii s-au deplasat la fața locului cu o autospecială pentru muncă operativă, o autospecială de descarcerare, o autospecială de lucru cu apă și spumă, o ambulanță de terapie intensivă și un echipaj SMURD de tip B2, aparținând detașamentului de pompieri Târgu Mureș. S-a intervenit pentru descarcerare și transportul victimelor la spital. Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Mureș, Andreea Pop, a declarat că accidentul s-a produs pe fondul neadaptării vitezei la condițiile de drum și a pierderii controlului asupra volanului. Potrivit acesteia, în urma pierderii direcției de mers, autoturismul a pătruns pe contrasens și a tamponat frontal o altă mașină care venea din sens opus. În urma impactului, un bărbat de 69 de ani din mașina tamponată și-a pierdut viața. Șoferul mașinii a suferit răni ușoare, iar o femeie de 43 de ani, aflată în prima mașină, a fost rănită.